găsit, sunt Sergiu Voicu, începe România Fast Forward. Suntem în Topraisar, județul Constanța. Un loc în care industria parcă nici nu a atins locul, însă natura este ca la ea acasă. Aflăm aici o poveste de afaceri incredibilă, o poveste la fel de frumoasă precum locul în care am ajuns. Doamna Elena Oancea, sărut mâinile, mulțumim că ne-ați primit. Bună ziua, bine ați venit în frumoasa noastră grădină. Dacă mă uit la nepoții mei, mi-aduc aminte de copilăria mea, când aveam 6 ani. Și împreună cu mama și bunica participam la cules de plante. De atunci a început toată povestea asta cu plantele? Exact. De la 6 ani, din copilărie? Cred că un pic mai mică, pentru că, de fapt, noi când ne-am născut, bunica și mama ne făceau baie de plante, numai baie cu plante, masaj cu uleiuri din plante. Și ați învățat de mică care este puterea plantelor, cum să le identificați și ce efecte pot avea ele asupra fiecăruia dintre noi. De foarte multe ori stăteam cam toate vacanțele în pădure, pentru că aveau bunici și stup și bunica era cea care era prietena albinelor, m-am prietenit și eu cu albinele. Și făceau creme minunate, făceau tincturi din plante, preparam la umbra copacilor, mi-aduc aminte, preparam și diverse tincturi, numai din flori proaspete și parte din toate rețetarele pe care le-am implementat de-a lungul anilor. Această tradiție pe care am dus-o și eu mai departe datează cam de mai bine de 200 de ani. Străbunica dumneavoastră, bunica dumneavoastră, mama dumneavoastră și acum dumneavoastră, ați moștenit darul ăsta de la natură să iubiți plantele, să le aflați tainele și să-i faceți pe oameni bine, pentru că bunica, străbunica și mama au fost și vraci în sat. Veneau oameni din diferite colțuri și din alte sate, pentru că puterea din acele tincturi pe care le făceau ele însemna o vindecare totală. Elena a devenit a patra femeie din familie care a învățat tainele plantelor și a deprins meșteșugul de a face unsori și tincturi după rețete vechi. O pasiune ce i-a călăuzit întreaga viață și pe care a reușit să o mențină și să o dezvolte ajutată de familie. Povestea a început cu soția. Soția e nebunită, ea e creierul care i-a plăcut și eu am sprijinit-o foarte mult, ajungând să o sprijin foarte mult, am înțeles și eu despre ce-i vorba, pe partea culturilor. Totuși îi plăcea la țară, pentru că făceam naveta, mergeam la țară, făceam acolo la mama o parte din cremuțe, din esențe, din extracte, pe toată perioada anului. Am fost sportiv, dar mi-a plăcut foarte mult în natură. Și ați făcut chiar sport de performanță? Sport de performanță, 18 ani de volei. După ce am terminat cu sportul, am fost plecat și pe afară, am muncit, am strâns niște bani. Între timp făceam și taximetrie. Plecam afară, munceam, veneam acasă, făceam taximetrie și între timp o sprijineam și pe soție. Am venit înapoi, am investit în... A zis soția, hai să facem, hai să ne mutăm la casă, că stăteam la un bloc. Am cumpărat pământ, că nu aveam. Doamne, ți-aduce minte când am adus toporașii ăștia? Primii toporași în cultură și acum s-au extins în toată livada. Da, dar sunt... Câți ani sunt? 15-20 de ani. Și florile de nalbă din mediul sălbatic, cât am alergat noi după ele să le prindem, da, furisită floare. Știi cum zboară și se mută. Iar când cei doi copii ai soților Oancea au crescut, le-a fost arătat și lor secretul plantelor, ca o pregătire pentru predarea ștafetei. Povestea voastră de viață este foarte similară, povestea ta cu a mamei. Aveți multe lucruri în comun. Copilăria? Da, așa este. Copilăria, da, pentru că mi-a fost marcată și mie, așa cum a fost marcată și copilăria mamei, de această enormă pasiune pentru natură, pentru tot ce e viu, pentru tot ce răsare din pământ. Bunica avea un dar extraordinar de a-ți vorbi despre plante și mai ales de a crea povești în jurul plantelor. Tot timpul crea o poveste. Deci, bunica ta transforma plantele în personaje. Exact. În mod deosebit, povești despre prințese și despre frumusețea și despre feminitate, adică reda în fiecare plantă importanța asta a femeii și a feminității și a simplității și a... Da, practic, pentru mine a devenit, pot spune, un fel de a fi, adică mi-a influențat foarte mult
caracterul. M-am asociat întotdeauna prin poveștile ei, pentru că erau așa tot timpul ca o magie, știi, te capta fiecare personaj pe care îi dădea viață practic, și tot timpul îmi spunea că tu ești o floare de crin. Tot timpul m-a asociat cu floarea de crin. Toate verile, practic, eram cu ea și aveam ritualul nostru de dimineață. Mergeam în pădure, da, la primele ore, când încă era rouă afară, și îmi povestea foarte mult despre plante. Pe atunci chiar 3, 4, 5 ani aveam, adică am niște amintiri foarte vii încă de la vârsta aia cu ea. Spre deosebire de sora ta, ție nu-ți plăcea când te trimiteau părinții la cules de plante prin pădure. Da, nu pot să zic că adoram foarte, foarte tare, că era mult de muncă și era soare, foarte mult soare. Și era destul de greu așa să stai de dimineață până seara, dar... Pe unde te trimitea la cules de plante? Păi, în general, la Cimbrișor, pe câmp, în pădure, și pe câmp acolo, cel puțin, nu era plăcut deloc. Și plăgeți așa, cu sacii, mult? Exact, exact. Care era norma? Păi, norma era măcar un sac, cel puțin la Cimbrișor. Măcar un sac? Și câte ne aveai? Păi, cred că am început de la 5-6 ani, nu știu, cred că m-am născut acolo. Adică era așa cam de vârsta băiatului tău. Da, cred că eram puțin mai mic decât Paulica. Dar la cules de Cimbrișor a cunoscut-o Tiberiu pe cea care i-a devenit soție. Acum au împreună doi copii și copiii se pregătesc să devină a șasea generație care învață tainele naturii pentru a transforma plantele în leacuri pentru frumusețe și sănătate. Ai fost vreodată când ai la cules de plante? A, da. Da? Unde? Ce plante ai cules? Lavandă. Studiile, pe ce s-au dus? Ajutată și de mama, am făcut în continuare ceea ce am învățat. Știam dacă răceam, dacă luam tincturi și... M-am dus către cosmetică și am făcut școala de cosmetică mai întâi, școala de estetică veche, tradițională, metodele de tratament cu bolul de plante, cu... Și atunci tot ce am învățat, am creat produs și l-am aplicat în partea de cosmetică. Ai vrut să faci altceva în viață? Nu, n-am avut deviere, așa să spun, nu. Am urmat liceul de chimie-biologie, da? Pe profil de științe ale naturii. Am urmat apoi studiile pe farmacie. Studiile superioare le-ați făcut foarte târziu, mult mai încoace. Ați decis că vreți să învățați chimie. La câți ani? Am decis să merg la facultate la 50 de ani. Pentru că deja... Fica mea era studentă la farmacie și a ales domeniul și am zis că trebuie să văd și eu ce ne învață teoria sau chimia. Pentru că aveam parte practică, pentru că aveam deja brevete. A fost grea facultatea la 50 de ani? Nu, chiar foarte responsabilă pentru toate cursurile. Ce v-a învățat acolo? Ce ați învățat în facultate? Ce nu știați? Metode de extracție. După aia a fost o nebunie să fac masterul, o plăcere. O plăcere tot pentru cercetare. La mine eu cred că am fost un pic mai confuz decât sora mea, poate. Că eu m-am apucat de muzică, din clasa 4 am făcut muzică și, pe de-o parte, aș fi vrut să merg cu muzica. În timp așa am zis că totuși mai bine să continui. Adică acolo trebuia să încep să construiesc deja, pentru pe când aici aveam deja ceva construit pe care trebuia să-l dezvolt mai departe. Și acum de ce te-o? Și am considerat că e mai oportun să fac treaba asta. Acum mă ocup în firmă, mă ocup de partea de producție și partea financiară, să zic așa. Și pe lângă mă mai ocup și de fotografie de produs când ne trebuia. Și mi-ai păstrat o valoare tot din familie, și anume dragostea pentru muzică. Este o altă pasiune a ta care te-a influențat și te influențează și acum. Cum bunicul era muzicant, noi am trăit cu muzică în casă. Tot timpul a fost o asociere între natură și muzică pentru mine. Ultimul nostru produs, elixirul vegetal cu efect regenerator, e practic acolo am vrut să redau copilăria, mirosul copilăriei mele. Și e bine, muzica de vioară îmi place foarte mult. Și pe muzica de vioară am ajuns la formula asta pe care am creat, un elixir vegetal. Mama Adinei, Elena Oancea, a fost întotdeauna în lumea elixirurilor și a cremelor, chiar și atunci când statul era extrem de restrictiv cu inițiativa privată. Înainte de Revoluție, ce făceați? Am lucrat acasă, cosmetică. N-am lucrat cu niciun fel de cremă ce se găsea în comerț.
creația a fost tot timpul, creație, inovație, pot să spun, pe fiecare părticică din plantă. Toate cremele folosite în salonul de cosmetică improvizat în casă erau preparate chiar de ea, împreună cu mama ei. Tratamentele vindecau acnea și bolile de piele, iar aprecierea clienților a îndrumat-o spre a-și breveta invențiile atunci când lumea s-a deschis. Am făcut studii clinice pe fiecare combinație de produs și pot să spun că după vreo 5 ani, pe la 26 de ani, ceva în genul ăsta, am pus bazele primului brevet de invenție. Că am zis, totul trebuie să fie și ca la mama acasă, dar și știință. Nu este chiar ușor să obții un brevet de invenție. În spate, fiecare brevet are cam între 7 și 8 ani de studii. Apoi mă urmează 5 ani în care aștepți să-ți iasă, trece prin mai multe etape la OSIM și aștepți să-ți iasă brevetul. În decursul anilor ați primit foarte multe premii. Așa de cine ați fost premiați și unde ați ajuns? Recunoașterea internațională a venit destul de rapid și am participat la nenumărate evenimente în Statele Unite, în Coreea de Sud. În Coreea de Sud, într-adevăr, a fost o reușită, așa să zic, pentru că a fost un eveniment strict pe femei inventator. Am fost 36 de țări, noi am reprezentat România atunci, a fost o mare satisfacție pentru noi, pentru că am purtat și costumele naționale, niște costume vechi de 100 de ani. Ce ați făcut dumneavoastră aici, în acest moment de plante, este, ați creat un ser de întinerire. Exact, un ser de întinerire. 4 ani au fost numai studii clinice pe acest elixir și pe concentrații. Am zis, iau partea cea mai concentrată care produce întinerirea. Am combinat plantele, dar o serie de plante care îmi dau între 0,1-0,2 mililitri de ulei eteric. Și atunci, eu nu pot să produc decât 30 de sticluțe pe lună, și atât să vând, dar este în concentrația maximă de substanțe active, așa cum le-am numit și cum le-am brevetat, de fapt. Crinul ăsta e o nebunie, ce se vede pe fundul sticlei e polenul de crin. Și pentru că este o producție atât de greu de obținut, clienții stau pe liste de așteptare. Răbdarea este cheia succesului și a celor mai bune tratamente de înfrumusețare, dar și când vine vorba de rețetele obținute, pentru că și plantele au nevoie de timpul lor pentru a furniza cele mai bune substanțe. Le-am recoltat la maturitate deplină, pe care le-am uscat în poduri aerisite, pe plase, poduri cu tablă, le-am întors de 2-3 ori pe zi pentru a-i da un plus de valoare plantei, pentru a-și menține culoarea și proprietățile. A spus aici mâna pe un borcan, unde scrie pulbere, flori de ghiocei. Da, exact. Dacă ne gândim că sunt ghiocei atât de mici și florile atât de sensibile, cât ghiocei ați cules ca să avem atâta pulbere aici? Mi se pare incredibil, cred că o grămadă de ghiocei. Păi să vă dau un exemplu, dintr-un kilogram de flori proaspete la ghiocel, un kilogram? Dintr-un kilogram de numai floare, așa, ne rămâne 85 de grame. La kilogram 85 de grame. Da, exact. Nimic din natură nu se va pierde, totul se transformă. Fiecare floricică este supusă unui proces de macerare. Și pentru că tot bunica era nebunită cu florile de crin, bine, un exemplu, floarea de crin... Din momentul în care sunt culese florile de crin până în momentul în care intră în procesul de producție final, să fie introdus în cremă, da, cât durează? Cât durează procesul acesta de macerare? Un an de zile. Un an de zile? Da. De ce așa mult? Da, pentru că sunt mai multe etape de macerare a fiecarei flori. Sunt 5 categorii de produse pentru care acoperă toate tipurile de ten și afecțiuni dermatocosmetice precum acnea, iritațiile, dermatitele, dar și o gamă corporală dedicată persoanelor cu probleme precum celulita sau spărturile vasculare. Cosmeticele făcute în județul Constanța sunt singurele din țară în care nu sunt introduse deloc produse chimice. Tot din natură obținem și partea de conservare. Încă de când desfaci cutia, simți că este altceva. Folosiți coloranți? Nu. Culoarea produsului este dată chiar culoarea plantei. De plantele folosite, da. Gomajele sunt ușor verzi, un gri verzui. Asociem și argila în toate măștile. Măștile roz sunt roz de la fructele de afine pe care le folosim. Crema asta cu clătină și cu flori de crin este aurul
firmei noastre, a brandului. Așa arată. Este galbenă de la cătină. Când vorbim de produse naturale, care nu folosesc conservanți, care nu folosesc alte elemente chimice, ne gândim că un termen de valabilitate foarte scăzut. În cazul vostru, da, cum este? În cazul nostru am ajuns la performanța unui termen de valabilitate de 2 ani. Cum reușim? 24 de luni, ceea ce este extrem de important. Da, este și ceea ce ne diferențiază, să pot spune, dar asta după ani de studii. Într-un tip de ten intră cam 12-15 plante în funcție de proprietățile fiecarei plante. Păi aici suntem la finalul... E produsul final. Produsul final care mai stă odată la macerat. Totul este în România. Sunt plante doar crescute în România. Păi cum aș putea altfel când bunica mea povestește tot ceea ce înseamnă potențialul florei românești? Adică nu văd de ce... Cum că nu aduceți niciun fel de plantă din afara țării și doar din culturile din România, doar din florile din România, din plantele din România? Unul la mână, flora României are peste 3500 de specii de plante cu potențial terapeutic. Și noi utilizăm de-abia 4-6. Organismul acceptă aceste produse mult mai ușor pentru că sunt plante din mediul în care noi ne-am născut și atunci este o legătură, e o chimie și în plante și în noi, da? Organismul e o întreagă mașinărie cu reacții chimice. Florile de toporaș, că vă vorbeam despre florile de toporaș, pentru pielea sensibilă, ca de altfel și floricica, cât de sensibilă și frumoasă este, pe atât de concentrată în substanțe active și în un parfum suav. Mugru de pin este excelent pentru pielea sensibilă și nu numai atât, are concentrații de substanțe antibacteriene și antimicrobiene. Trebuie să înlocuim cătina, are deja 15 ani și ușor, ușor, câte 4-5 rânduri, 4-5 rânduri. Neapărat trebuie să ne extindem și cu salvia. Uite, salvia. Neapărat și cu salvia, pentru că este excepțională și o utilizăm foarte mult. De la margine, pentru că trebuie să aibă lumină, da. 5 rânduri, la toamnă va fi ras. Iar la primăvară, așa, băgăm puieți. Da, deci astea 5 rânduri, ca să aibă soare. În 4 ani înlocuim pasta. Da, asta e minunat. Și trebuie puieți de 2 ani. Știi câtă nevoie avem de cât? Puieți de 2 ani, ca să-ți facă peste 2 ani. Este foarte bine cum te-ai gândit pe partea asta, pentru că de aici începe crinul și trebuie să ne extindem și crinul. Crinul trebuie protejat. Mi-aduc aminte, fica mea, eram la cules de cimbrișor și am zis, mamă, când ai să fii mare, ai să faci și tu un parfum din floarea asta, miroasea ușor a lămâiță. Și a dezvoltat ceea ce a spus? Da, chiar scoatem parfumul plantei și împreună am fost și la un curs de parfumier la Fragonard, deci împreună am fost ca să vedem cum se fac parfumurile. Asta urmează? Cred că da. Este sezonul cătinei și nu întâmplător suntem aici pentru că dumneavoastră folosiți cătina și ați îmbunătățit rețeta bunicii și a mamei cu această plantă. Ceea ce am făcut eu, pentru că mi-am dorit să continui tradiția și minunata crema a bunicii, care era fantastică la acea vreme, în frumusețe, am venit cu un aport de concentrații de cătină, sâmburi, muguri de cătină. Ele, ca și produse, au ajuns cunoscute afară de mai mulți ani chiar, începând, cred că, din 2015, de la Emmy Awards, 2015 sau 2016. De la Emmy Awards? La Emmy Awards a fost cum Adina. Cum ai ajuns acolo? Printr-o întâmplare. Au fost invitate, de obicei sunt invitate la Emmy Awards 30 de firme din lume, cu diferite specifice, și printre care într-unul din anii am fost invitat și noi. Cum vă ales? Cum au auzit de voi? Unul din organizatori era român și ne-a descoperit și a plăcut foarte tare ideea, povestea și ne-a invitat. Iar asta v-a ajutat foarte mult, pentru că ați ajuns la niște celebrități. Da, direct la celebrități. Atunci, la Emmy Awards, au ajuns la toate celebritățile de acolo. Vedete de talie internațională au testat produsele românești și le-au apreciat. Unele dintre ele au continuat să comande. Astfel, cremele și apele de flori făcute în comuna Topraisar au ajuns în toate colțurile lumii. Respectăm acele concentrații, deși un produs de nișă, cantitate, concentrație mare în cantitate mică. Câte rețete aveți? Am reușit să ajungem la 22 de produse de-a lungul a 50 de ani.
Și chiar dacă afacerea a crescut, familia Oancea vrea ca totul să rămână autentic și tradițional. Tot procesul este făcut de mâinile lor, iar fiecare își știe bine rolul. Trebuie să fac ceva deosebit pentru oameni, pentru că și bunicii și părinții mei au făcut lucruri minunate pentru oameni. Ce important să învețe tânăra generație și mă refer acum chiar la copiii tăi, de la tine, de la voi, de la, nu știu, obiceiurile familiei în care ai crescut. Cred că cel mai important este să învețe să fie responsabil și să facă în viață ceea ce le place. Pentru că asta am făcut și noi la urma urmei. Cred că atunci când faci ce-ți place, nu prea ai nevoie să muncești, știi? Adică te duci la muncă, îți place, e ca și cum te duci la o cafenă. Ești acum în situația asta? Da. Da? Păi adică nu simți că muncești adică, pentru că îți place? Nu, nu. Asta fac de când mă știu. Dintotdeauna. E ca și cum e ceva normal. Am învățat să trăim sănătos. Natura, de fapt, suntem noi.